Ia-ți doza de sănătate acum la București FM. Bine te-am găsit la doza de sănătate, pentru că pandemia ne-a pus mai mult în fața calculatorului, dar și pentru că tehnologia face parte din viața noastră, vederea are de suferit. Cercetările arată că aproape 70% dintre persoanele adulte suferă de probleme de vedere pentru că folosesc în exces calculatorul, tableta sau telefonul. Iar studii aprofundate au mai arătat că expunerea la lumina emisă de monitoare poate provoca degenerescență maculară și cataractă. Afecțiunea care apare în cazul celor care stau non-stop cu ochii în monitor are chiar și o denumire: astenopia de calculator. Despre problemele oculare, simptome și tratament vorbim azi la doza de sănătate cu Teodora Roșoga, medic oftalmolog. Bine ați venit la București FM! Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație! Doamna doctor, care sunt semnele care ne spun că am avea probleme cu vederea și că ar trebui să vă vizităm? Printre primele semne ce apar, vederea în ceață, scăderea calității vederii, mai ales în a doua parte a zilei când ochiul este mai obosit, durerile de cap, senzația de corp străin și lista poate continua. Ce afecțiuni oculare poate provoca utilizarea excesivă a dispozitivelor digitale? Una dintre cele mai frecvente probleme cauzate de lucru prelungi la calculator este oboseala oculară. Este cauzată de perioade de odihnă insuficiente, de condiții de lucru incorecte, cum ar fi lumina artificială, reflectarea imaginilor sau altor lumini în dispozitivele electronice. De asemenea, mai apare sindromul de ochi uscat, apar erori de refracție. Ce le recomandați celor care sunt nevoiți să lucreze multe ore în fața calculatorului? În cazul lor, ce opțiuni de protecție a vederii există? Principalele opțiuni de protecție ar fi pauzele. Pauze, cam după o oră de lucru, să aibă 5-10 minute de uitat în gol, ochiul să aibă timp să se odihnească. Să clipim cât mai des. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că lucrăm în condiții de iluminare cât mai bună, să menținem o distanță de cel puțin 30 de centimetri față de ecran și, foarte important, să utilizăm ochelari de protecție pentru calculator. Un obicei tot mai des întâlnit este acela de a folosi telefonul înainte de culcare. Știm că este nociv, ne străduim să renunțăm la această rutină, dar nu reușim de fiecare dată. Ce probleme de vedere pot apărea și în acest caz? În cazul folosirii telefonului apar fix aceleași probleme ca și în cazul folosirii calculatorului. Durerile de cap, vicii de refracție, sindromul de ochi uscat, oboseala oculară și bineînțeles că mai apar și alte probleme ce nu au legătură cu sfera oculară, cum ar fi lipsa de somn sau un somn agitat și așa mai departe. Mai grav este că forțați de împrejurări și copiii petrec acum din ce în ce mai mult timp în fața dispozitivelor. Cum le este afectată vederea și când trebuie ca părinții să vină cu ei la cabinet? În ultimul an am avut foarte multe prezentări la cabinet pentru copii care au început să aibă probleme cu vederea, de la vederea în ceață, la ochi roșii și dureri de cap. Pentru copii recomand în general un control periodic anual, de preferat înainte de începerea școlii. De asemenea, recomandăm ochelarii de protecție și în cazul copiilor, pentru că ei în afara școlii online se joacă foarte mult pe calculator, vorbesc între ei pe calculator, se uită la filme, la desene și așa mai departe. Doamna doctor, în încheiere să explicăm ce presupune un examen oftalmologic complet. Examenul oftalmologic complet presupune vizita la cabinet în primul rând. Menționez că un examen oftalmologic nu se poate face online, nu se poate face prin telefon. Iar la cabinet se fac următoarele lucruri: testarea acuității vizuale, atât la depărtare cât și la apropiere, măsurarea dioptriilor și, dacă ele există, corecția lor, măsurarea tensiunii intraoculare. Pentru un examen complet recomand și dilatarea pupilelor pentru observarea fundului de ochi, care ne poate da informații importante în legătură cu sănătatea ochilor. În funcție de toate aceste examinări, dacă ele sunt modificate, se pot recomanda și alte investigații sau tratamente necesare. Doamna doctor Teodora Roșoga, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră la Doza de Sănătate la București FM și pentru toate sfaturile oferite. Vă mulțumesc foarte mult și eu! Atât pentru azi, Marga Tudor sunt eu. Nu uita, Doza de Sănătate o găsești și pe canalul nostru de YouTube București FM. Până mâine la aceeași oră, ascultă Sănătos!